Bună. Astăzi vom face niște ardei umpluți cu varză pentru iarnă. Alegem ardei. Eu o să pun de mai multe feluri. O să pun chiar și gogoșari. Acum voi știți fiecare cum vă place. Să alegem pe care sunt mai faini. Eu o să pun și capia. Acum fiecare pune cum vrea. Și alb. Ardei gras. Da. Acum fiecare pune cum vrea. Mie una îmi place să fie asortați. Ia uitați ce frumos ies. A căzut unul pe jos. Luăm și așa, mai albi. Avem aici și micul agricultor care o ajută pe mami. Eu le-am scos sâmburii afară. O să-i spălăm. O rămas unul. O să-i spălăm la jetul de apă să nu rămână sâmburii în ei. Fiecare în parte. Ardeii noștri sunt gata spălați. Mai au sâmburi. Acum o să ne ocupăm de varză. Avem aici varză, ardeii. Acum, nu știu, fiecare cum îi place. Ori o răzăliți, ori o tăiați cu cuțitul. Varza noastră este gata. Acum o să ne ocupăm de morcov. Avem aici morcovi din grădină. Gata și morcovul. L-am dat prin răzătoare. Acum o să tot baza într-un castronul mai mare. O să adaug și morcovul peste. Punem 2 linguri de sare. 2 linguri de zahăr. Și o să le amestecăm, deci nu le strângem. Le amestecăm doar să se amestece ingredientele. Ceva foarte important, trebuie să avem borcane curate, spălate, sterilizate, capacele la fel. Și acum o să ne dăm să umplem ardeii cu conținutul preparat. O să-i așezăm foarte bine în borcane, în așa fel încât să intre cât mai mulți. Așa arată ardeii noștri așezați în borcan. Pentru compoziție o să turnăm 400 de ml de oțet de 9 grade. În preparatul nostru o să mai punem pentru prepararea zamei 100 de grame de sare.
Și mai adăugăm și 150 de grame de zahăr. Mai adăugăm și 2-3 frunze de dafin și voi puteți pune și niște babe de piper dacă doriți. Deasupra în borcan mai puneți câteva frunze de țelină. Eu încă nu le-am pus, o să le pun. Și câteva crenguțe de vișin dacă aveți, în formă de cruce, pentru a nu se ridica ardei când punem saramura peste ei. Saramura noastră este gata. O să o punem în borcane. O să punem în borcane. După ce o să le punem capacele și o să le punem în cămară pentru iarnă. Dacă v-au plăcut rețetele mele, apăsați pe clopoțel și lăsați un like.